Hello, dragilor, long time no see. Însă începem anul așa cum trebuie, alături de Denis, fost concurent șefi la cuțite. Salut, Denis, și mersi că ești alături de noi. Spune-mi, te rog, câte ceva despre tine și de unde pasiunea ta pentru gătit. Mă numesc Denis, în primul rând, așa. Pasiunea pentru gătit a început la vârsta de 16 ani. Practic totul a început în liceu, trebuia să fac practică, așa că m-am dus la unul dintre cele mai cunoscute hoteluri din Timișoara și am intrat în acea bucătărie și m-am îndrăgostit pe loc. Adică într-o săptămână deja făceam parte din stafful hotelului și lucram în bucătărie. Îți amintești ce ai gătit pentru prima dată și ai zis sunt cu adevărat mândru de ceea ce am făcut? Prima dată țin minte că am gătit un curry de pui cu un orez basmati. Asta a fost prima mâncare din hotel pe care am făcut-o. Și ce-ți place să gătești cel mai mult? Cel mai mult și cel mai mult îmi place să gătesc mușul de vită. Mușul de vită e și una dintre mâncărurile mele preferate. Cu o piure de cartofi cu trufă, un sos de miglas și niște baby carrot glasați. Să înțeleg că pasiunea ta pentru gătit te-a convins să te și înscrii la șef la cuțite. Povestește-mi puțin despre tot parcursul exact. Tău. Pasiunea m-a împins să merg spre șef la cuțite. M-am înscris la un concurs înainte să dau bacul, la un concurs de la Lidl. Și acolo juriza șef Florin Dumitrescu cu un concurent din primul sezon șef la cuțite. Și am ajuns la acel concurs. Am câștigat etapa de pe Timișoara, iar când am ajuns în final, am avut un mic dialog cu șef Florin Dumitrescu și l-am întrebat, merită să merg la șef la cuțite? Și el mi-a spus, mai așteaptă un an. Înveți mai mult? Mai așteaptă. Și peste o săptămână, țin minte că m-au sunat producătorii emisiunii să merg la filmări. Și eram în culmea fericirii. Ai participat de mai multe ori, nu-i așa? Da, am participat de mai multe ori. Prima dată am participat în sezonul 2. În sezonul 2 am reușit să iau un singur cuțit de la șef Bontea. M-am participat odată în sezonul 4, de la care am luat tot un singur cuțit de la șef Dumitrescu. Și am participat în sezonul 5, din nou, unde am luat 3 cuțite. Și în sfârșit, în sezonul 6, am reușit să intru în echipă. Povestește-mi puțin despre farfuria pe care ai pregătit-o și cu care ai obținut tu cele 3 cuțite. Am gătit un piept de rață cu un culit de gutuie, baby carrot glasat și un piure de cartof, cred, a durat. S-a filmat acum ceva timp, nu mai țin minte exact ce am avut în farfurie. Da, a ieșit totul foarte bine. Asta e cel mai important. Este foarte, foarte greu să ai atâtea camere pe tine, să trebuiască să vorbești în același timp cât gătești, pentru că într-o bucătărie profesională nu stai neapărat să vorbești continuu, efectiv, chiar dacă trebuie să fii sociabil și să vorbești cu ceilalți colegi. Nu-ți spun 11.430 de întrebări. Adică tot timpul este un reporter pe tine care te întreabă continuu ce ai făcut acolo, ce ai făcut acolo, ce ai făcut acolo și nu te poți concentra efectiv numai pe preparat și de asta este foarte greu. La care dintre șef ți-ai dorit să intri în echipă? Eu îmi doream să intru la șef Dumitrescu în echipă pentru că ne cunoșteam foarte bine, dar se pare că a reușit să mă ofere șef Bontea. Ai reușit să alegi prietenii cu oamenii de acolo cu care ai format o echipă? Da, deci unul dintre plusurile de la șef la cuțit a fost să cunosc și să mă împrietenesc cu foarte mulți oameni. Am rămas prieteni cu fiecare om din toate cele 3 echipele pentru că au fost niște oameni speciali și frumoși. Mai povestește-ne puțin despre dish-urile pe care le-ai pregătit pe parcursul participării tale. Păi, țin minte că în prima probă de la șef la cuțite, în care au fost emoțiile foarte, foarte mari, nici nu se descriu, nici nu pot efectiv să le descriu, am avut un mic joculeț înainte de începerea probei, unde am și câștigat
și am putut să ne alegem noi efectiv ce să facem. Iar la prima probă am avut de făcut un starter. Acolo am reușit să ne închigăm foarte bine ca echipă, chiar dacă a fost prima probă. Am înțeles super mega bine și am reușit să ducem proba la bun sfârșit, adică preparatul a ieșit super mega bine, chiar neașteptat de bine, având în vedere că noi am lucrat prima oră împreună și eram super mega uniți. Și cel mai greu moment a fost în momentul în care veneau farfurile. Pentru că așteptarea. Da, așteptarea e super mega nu știu cum și să zic. Obositoare. Da, și obositoare, având în vedere că vin farfurile alea cu încetinitorul efectiv. Deci nu știi ce se poate petrece. Acum îți vine o farfurie albastră, acum poate să-ți vină 5 roșii. Și totul se întoarce. Ce poți să ne spui despre momentul în care ai plecat acasă? De ce crezi tu că s-a întâmplat asta? Am plecat acasă efectiv pe greșeala mea. Pentru că am vrut să merg pe ceva puțin mai complicat față de ceilalți concurenți. Foarte mulți concurenți au ales să meargă pe somon în crustă de susan, în crustă de mac și așa mai departe. Eu am încercat să mă duc pe muș de vită. Și din cauza sângelui din vită, crusta aceea s-a înmuiat. Am încercat eu să o remediez, să pun mușul de vită pe tigaie, să-l mai bag la cuptor împreună cu crusta de nucă, dar din păcate a ajuns la șef moale. Mușchiul de vită a fost gătit corect pentru că am preferat mai mult să gătesc mușchiul de vită perfect și să nuasă crusta. Tu oricum ai participat și la finală, să zic așa, unde Munte a câștigat, pentru că el este câștigătorul acestui sezon. Cum ai resimțit emoțiile finalei? Sincer, în finală chiar nu am avut emoții, pentru că n-am dus cu un scop principal să câștigăm noi ca echipă și știam, efectiv am intrat în finală și știa fiecare ce trebuie să facă. Și totul a ieșit perfect, având în vedere că eu cu Munti ne-am ocupat de desert, Alex împreună cu Silviu s-au ocupat de main course și Vali, tot la fel cu Silviu și cu Alex, s-au ocupat și de starter. Mai ai de gând să participi la emisiune? Din păcate nu, n-o să mai particip momentan la acest show, dar pe viitor aș mai vrea să... Am întrebat pentru că ai menționat pe parcursul emisiunii că dacă intri în echipe, nu o să mai participi. Da, la emisiunea Șef la Cuțite nu o să mai particip. Am înțeles. Și la ce proiecte să ne așteptăm din partea ta pe viitor? Pentru că Șef la Cuțite, practic, e un deschizător de drum, da, pentru tine. Exact. O să încep un proiect pe YouTube în care voi arăta cum să prepari anumite preparate într-un timp de 20 de minute, pentru că în ziua de astăzi lumea se grăbește continuu și nu are timp să gătească, așa că o să dau niște rețete simple în care se pot face în maxim 20 de minute. Și m-am cu un proiect, se numește Chef's Team. Suntem o echipă de bucătari. Pot zice cei mai buni bucătari din Timișoara, la ora actuală. Și mergem la diverse evenimente, în oraș, poate chiar în afara orașului. Ce îi sfătuiești pe cei care vor să se înscrie la astfel de emisiuni? În primul rând, trebuie să aibă curaj să participe la astfel de emisiuni, pentru că nu este ușor, după cum am mai zis. Sunt emoții foarte mari. Trebuie să te obișnuiești cu camera și să știi să gătească, pentru că asta e în principal, trebuie să știi să gătești și să te obișnuiești cu această lume a showbiz-ului oarecum. Denise, eu îți mulțumesc tare mult, aș vrea să le spui celor care ne urmăresc unde te pot găsi pe pagina de socializare. Pe Facebook mă puteți găsi pe Țâmbălarul Denis, iar pe Instagram tot la fel Țâmbălarul Denis.
Iar pe noi, dragilor, ne găsiți pe YouTube, Facebook și nu uitați să ne dați like, share și un subscribe, ca de obicei.